Astăzi îi voi face prank-uri timp de 24 de ore lui Amasico, începând cu primul prank pe care vreau să-l facem lui Amasico este să-i înlocuim mașinile cu o mașină destul de nașpa, pentru că acum câteva zile și-a cumpărat niște mașini super super șmechere. Astăzi o să-i le înlocuim, tocmai ce a venit la dealer și până oraș ca să-i cumpăr o mașină destul de nașpa, și acea mașină este un Logan. Îl avem chiar aici parcat, tocmai ce l-am cumpărat, 5.000 de dolari, a fost super super ieftin. Eu zic că își face treaba, uitați-vă cum arată la interior, eu zic că este destul de ok. Hai să-i urcăm mașină și să-ți mergem la noua lui casă ca să-i înlocuim mașinile. Și în timp ce mă îndresc spre noua lui casă, vreau să mulțumesc abonaților săptămânii care apar chiar acum pe ecran. Și dacă veți apare în următorul videoclip, abonează-te și scrie gata în comentarii. Imediat ajungem, băieți, chiar aici este noua lui casă. Hai să vedem, să avem mare mare grijă să nu fie acasă, așa că hai să investigăm prima dată. O să las Loganul aici ca să nu-l vadă și hai să ne uităm în curte, să vedem dacă este cumva Amasico pe aici. Ia să vedem, aici nu este nimic, perfect. Să vedem, putem să ocolim cumva casa ca să văd exact dacă este acasă sau nu. Se ia un sniper, ia să vedem în camera aia. Nu este nimeni, nici acolo, perfect. Nici pe terasă. Hai să mergem și pe cealaltă parte a casei ca să vedem dacă este acasă, că nu trebuie să ne vadă. Am venit și pe cealaltă parte a casei să vedem dacă se vede cumva Amasico. Ia să vedem. Acolo nu văd nimic. Nici am văzut eu, nu este acasă. Sper din tot sufletul să nu fie. Așa că hai să ne urcăm în mașină și să mergem să băgăm mașina în garaj. Ia să vedem, hai să ne urcăm repede în Logan. Trebuie să ne mișcăm foarte, foarte repede ca să nu vină Amasico acasă. Ia să vedem. Hai de poartă, deschide-te. Intrăm repede, repede. Mamă, sunt doi oameni acasă. Cred că sunt antrenorii lui Amasico. Dar n-avem treabă cu ei. Hai să vedem, băgăm mașina asta în garaj. O să o bag chiar aici. O parcăm așa cu fața, perfect. N-ai nicio mașină acasă. Bă, nu știu exact unde s-a dus Amasico. Ah, ba, de fapt, uite, are aici o mașină. Are un Lamborghini, ok. Dacă tot suntem aici, hai să continuăm cu următorul prank. O să-i luăm Lamborghini-ul. Este deschis, ia să vedem. Perfect, este deschis. O să mergem undeva să-i ascundem, dar nu știu exact unde. Hai să vedem. Hai să vedem, mamă, cât de tare e mașina asta. E super, super șmecher Lamborghini-ul. Deschide poarta. Și hai să vedem unde îi ducem Lamborghini-ul ca să nu-l găsească. Cred că sub pod ar fi o idee destul de bună. Hai să mergem să vedem dacă putem să ajungem cumva sub pod. Hai să vedem, cred că pe aici putem să o luăm. Să avem grijă ca să nu îi lovim cumva mașina lui Amasico. Ușor, 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 că după ne pune la plată. Mamă, sper să nu mă vadă cineva că umblu cu Lamborghini-ul ăsta pe câmp aici. S-a murdări inițial, dar o să-i spoil eu mașina, nu-i problemă. Hai să vedem, băieți, că am ajuns fix sub pod. Eu zic că este o locație destul de bună ca să-i ascundem mașina lui Amasico. Nu cred că o să găsească aici. Cel mai important, nu-i spuneți voi că am ascuns mașina aici, că nu în video. Eu zic că este destul de bine aici ascunsă, dar cel mai important, să nu-i spuneți lui Amasico că am ascuns mașina, că în videoclipul trecut în care am făcut farse, am văzut că i-a spus câțiva lui Amasico. Deci vă rog eu ca în videoclipul acesta să nu mai spuneți. Îi lăsăm mașina aici, eu zic că este destul de ok, nu o să o găsească 100%. Și dacă tot suntem aici, ca să-i fie și mai greu să o ia de aici, o să-i spargem două cauciucuri. Îi spargem cauciucul ăsta de pe partea dreaptă și hai să mai mergem să-i spargem unul și de pe partea stângă în spate. Lăsăm mașina acolo, băgăm arma să nu ne vadă cineva și hai să continuăm cu următorul prank. Pentru următorul prank am venit să iau fix acest camion, pentru că o să avem nevoie de el pentru următorul prank. Hai să ne urcăm în el și va trebui să mergem la grădina zoologică ca să luăm câteva maimuțe de acolo. O să luăm câteva maimuțe, o să le băgăm în camion, iar apoi o să mergem la casa lui Amasico și o să băgăm maimuțele fix în casa lui. Chiar sunt curios să văd exact cum o să reacționeze. Așa că hai să nu mai pierdem timpul și să mergem direct la grădina zoologică. Dacă nu mă înșel, ar trebui să fie pe undeva pe aici, fix în această locație, așa că hai să mergem. Bun, băieți, am ajuns la locație. Chiar aici este grădina zoologică. Hai să vedem, o să intru cu camionul aici, dar o să-l las fix aici. Perfect, îl parcăm cu spatele. Am deschis și ușile din spate la camion și hai să vedem dacă au băieții ăștia aici la grădina zoologică niște maimuțe. Din ce am văzut eu ar trebui să aibă, dar hai să vedem. Aici sunt niște cerbi, ok. O să-i un păianjen, nu o să mă apropii de el, sincer. Aici, habar, acolo ce animale sunt, că nu-mi dau seama. Este un lup? Cred că da. Oh, perfect, și-am găsit maimuțele, băieți. Ia să vedem câte sunt. 1, 2, 3, 4, 5. Perfect, o să le luăm pe toate, o le băgăm în camion și hai să mergem la casa lui Amasico. Bun, băieți, le-am băgat în camion. Hai să închidem repede ușile ca să nu iasă. Am plecat de la grădina zoologică și hai să mergem la casa lui Amasico. Bun, băieți, imediat ajungem la fel. Sper să nu fie Amasico acasă. Nu mai stau să verific, o să intru direct. Hai să vedem. Antrenorii văd că încă sunt aici, dar Amasico nu l-am văzut, dar este perfect. Acum haideți să vă arăt unde am pus fiecare maimuță. Prima maimuță am
am pus-o chiar aici în garaj, dar a trebuit să dai eu puțin Loganul în față ca să se închidă garajul. Când Amasica o să vină în garaj, o să vadă o mașină nașpa și o maimuță. A doua maimuță am pus-o chiar aici la intrare, imediat ce intră în casă, Amasica o să-și vadă aici maimuța. Următoarea maimuță am pus-o chiar aici în camera cu masa de biliard. Următoarea am pus-o chiar aici în baie. Vine Amasica frumos să se ducă la baie și o să vadă maimuța. Și următoarea maimuță am pus-o chiar în spatele casei. Haideți să vă arăt chiar aici la piscină, în caz că vrea Amasica să vină la piscină, o să găsească chiar aici maimuța. Eu zic că le-am poziționat destul de bine. Hai să luăm repede camionul de aici ca să nu vină Amasica acasă să-l vadă. Dă-i, îl scoatem cu spatele. Dă-i. M-am sper să nu lovesc ceva pe aici. Perfect. Și o să-l ascundem camionul ăsta, o să chiar aici lângă casă. Eu sper să nu-l vadă, sincer. Îl lăsăm aici și hai să continuăm cu următorul prank. Pentru următorul prank am venit la un bunker secret pe care Amasicoul are, pentru că știu că are câteva mașini în interiorul lui și vreau să iau o mașină de acolo și să mergem să-i o distrugem, iar ulterior să mergem să-i cumpărăm una nouă, dar fără să știe. Noi o să luăm mașina distrusă și o să o băgăm înapoi în garaj. Din de știu nu este nimeni în acest bunker, deci putem să intrăm lejer. Vedeți că arată super, super bine bunkerul ăsta. Aici văd un geam. O fi cineva, ia să vedem. Mergem ușor, așa, mă, câte monitoare sunt aici. E perfect, nu e nimeni, hai să mergem. Uite aici mașina, un Lamborghini Urus. Ok, o mașină super, super șmecheră. Este deschisă, perfect. Să-i spuneți la Masico data viitoare să-și închidă mașinile. Hai să o luăm și să mergem să vedem cum putem să-i distrugem mașina. O să încercăm mai multe modalități, ia să vedem. Prima dată aș vrea să fac un accident destul de mare cu această mașină, așa că hai să prindem viteză și să intrăm în ceva, să vedem cam cât de tare poate să se distrugă. Ia să vedem, destul de greu de controlat, dar hai să intrăm în semnul ăsta și... Mamă, ești nebun, uitați-vă cum s-a turtit aici în față. Ok, am început bine. Ia hai să mai încercăm o dată, mai intrăm într-o mașină de aici și... Am văzut că s-a strâmbat destul de rău, mă mir cum încă funcționează. Chiar acum mergem într-o locație de unde putem să facem rost de un utilaj cu care putem să distrugem mai rău mașina lui Amasico. Ușor. Ușor era să derapăm acolo. Locația este chiar aici lângă casino. O să ajungem super, super repede. Nu prea mai merg bine frânele la mașină. Uitați, acesta este utilajul. Are în față o cupă și o să încerc cu acea cupă să distrug mai rău mașina lui Amasico. Sunt chiar aici și hai să ne urcăm în acel excavator sau bulldo excavator, habar n-am cum se numește. Vă care și șenile, o să încercăm să ne urcăm cu șenile astea pe mașină să vedem dacă o să reușim. O să-i dau una cu cupa la mașină, ia să vedem. 3, 2, 1... ia vedeți și el a strivit acolo. Mai dăm așa de câteva ori. Uitați-vă cum face mașina aici, nebun. Dă-i, perfect. Să încercăm să o ridicăm acum. Ia să vedem, putem să ridicăm mașina cu această cupă. Ok, am putut. Let's go. Și am văzut că scoate puțin fum mașina. Ok, trebuie să avem grijă să nu explodeze naibii, că vreau să o băgăm înapoi în garaj. Încercăm să ne urcăm cu șenilele pe mașină, dar e prea înaltă mașina și nu putem. Hai să mai încercăm o dată, ia să vedem. Încercăm pe aici prin spate. Ok, am reușit. Mamă, cum s-a făcut mașina aici, nebun. Ia, hai să coborăm, să ne uităm puțin la mașină. Să vedem, hai să mergem repede la ea. Bă, băiatule, uitați-vă puțin cum arată. Oare mai funcționează mașina asta sau trebuie să o tractăm până acolo? Hai să ne urcăm în ea. Nu cred că mai funcționează, ești nebun? Mamă, cum arată mașina asta, ești nebun, bă, băiatule. Dar vezi că încă funcționează. Imediat ajungem, băieți, să vedem, mamă, cum patinează mașina asta, ești nebun. Aici este bunkerul, perfect. Hai să băgăm mașina, deschide-te. Perfect, s-a deschis ușile și merge să băgăm mașina, o băgăm chiar aici. Fix de unde am luat-o. Am mai lovit-o și acum când era să băgăm mașina în interior. O parcăm cu spatele ca să nu se vadă din prima exact ce are mașina asta pe spate sau de fapt ce nu mai are. Și ca să vină la acest bunker, vreau să vă duceți toți în comentarii la Amasico să-i spuneți să vină la acest bunker pentru că o să aibă o surpriză aici. Hai să plecăm să ne întâlnim naibii cu cineva. Hai să plecăm repede. Bun, băieți, ca să nu se supere Amasico pe noi, am venit înapoi la dealership ca să-i cumpărăm o mașină nouă. Hai să vedem ce mașină au băieții aici, să vedem ce o să-i cumpărăm. Văd acolo un Mercedes, un Porsche, încă unul. Mașina asta, sincer, habar n-am ce model este, poate scrieți voi în comentarii. Ferrari? Da, este Ferrari. Oricum arată super interesant. Un Lamborghini, Lamborghini are. Un Bugatti, băi, ăsta e interesant. O, mașina asta este super, super șmecheră. Poate eu luăm pe asta. Sau un Urus? Bă, având în vedere că noi am distrus un Urus, o să-i cumpărăm unul înapoi, că poate cine știe trebuie. Vedeți că are un colan destul de șmecher mașina asta pe ea, așa că hai să mergem să o plătim și să o cumpărăm. $400.000 pe această mașină. Eu sper să-i placă la Amasico. Hai să ne urcăm. Ia să vedem cum arată în interior. Este ultimul model, 2024, deci ceva mai șmecher nu se putea. Oh, le fac, băieți, uitați-vă la mașina asta, te vede mult
mai bine acum de afară, arată super, super bine. Hai să mergem să băgăm mașina în bunker. Dar nu cred că o să mergem să parcăm mașina, cred că o să las fix aici la intrare, ia să vedem. Chiar aici unde se deschid aceste două porți, o să las mașina, o parcăm ceva de genul. Perfect, o lăsăm aici. Chiar sunt curios să văd cum o să reacționeze Amasico. Bun, băieți, am terminat și acest prank. Eu zic că m-am descurcat destul de bine astăzi și eu zic că am făcut niște prank-uri super, super tari. Chiar sunt curios să văd cum o să reacționeze Amasico. Așa că până data viitoare vă las în stânga mea un nou videoclip. Eu am fost Mario și v-am pupat. Pa, pa!